Salutare, nocivanilor, bine v-am găsit la un prim episod de Subnautica. Este ceva gen Raft, știți deja joculețul de pe canal, adică Raftul. Ăsta e ceva foarte asemănător, doar că are o grafică mult mai bună. O să vă arăt imediat jocul, o să explorăm prin ocean, o să fie o nebunie totală. Sper să vă placă noua serie și să-mi arătați asta prin like-uri, comentarii, subscribe, clopoțel și toate cele. Hai să dăm drumul la nebunie și să nu mai povestim atât. Bam, bam, dăm start new game, dăm survival și ofi ofi, nocivanilor, așteptăm să se încarce, până atunci mai povestim puțin. Sper să nu fie muzica asta prea tare, dar oricum o să încerc eu să țip. Dacă văd că o să continue la fel de tare, o să o dau mai încet. Jocul este ceva de genul, oricum o să vedeți un mic filmuleț. Noi ne aflăm în nava pe care o vedeți voi, o să se strice nava, o să fim nevoiți să aterizăm, forțat, și noi o să fim cam singurii supraviețuitori la început. Înainte de a începe, nu uitați că suntem live și pe StreamCraft, primul link din descriere pentru calculator, al doilea pentru telefon, și filmez aici cu nocivanii, suntem 60 de nocivani, vă aștept și pe voi, haidea! Hai să vedem, urmărim puțin filmulețul de la început ca să înțelegem totul. Bun. Deci ăsta suntem noi, îl punem frumos pe scaun repede și lansarea este în 3, 2, 1, BAM! A explodat nava noastră mare, o putem vedea acolo deasupra. BOOM! Acum a explodat nava noastră mare. Și noi am rămas în capsula asta. Cât o vedeți voi de mare, păi atât de mare este. Ne-au căzut totul de acolo. Și acum aterizăm de urgență. Se distruge tot în jurul nostru. Aolo! Au, 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 au! Ne-am luat mare bucată în cap. Acum cred că o să ne trezim jos. S-a calmat totul. Opa! Focul! Trebuie să stingem repede focul. Alo, 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 hai mă, ridică-te! Hai frate că vreau să sting focul! Deschide! Direct pum în gură i-am dat! Bam! Extintorul l-am văzut, l-am văzut! Hai la boss! Hai boss, ia extintorul! Bam! Aolo! A, cu click dreapta, ok! Bam, 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 bam! Easy peasy, boys! Am stins și incendiu! Și acum ne dă tableta! Asta e tableta pe care putem vedea toate nebunile! Bam, 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 acum, uite, se numește Altera. Acum se configurează tableta nocivanilor și din momentul în care este configurată, uite, am suferit o mică traumă la cap, bla, 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 ne povestește multe chestii, o să vă zic eu mai repede, ăsta e inventarul, dai și măi din gură, măi, dai și măi că știu și eu. Nu vrea să mă lase, hai să o lăsăm să termine. Gata, bun. Aici am inventarul, aici îmi zice ce pot să construiesc, cred, nu mai știu nici eu prea bine, nu mă judecați, vă rog. Aici nu prea știu ce fac, photo manager, aici dacă fac poze, chiar dacă apăs pe F11, opa. Deci apăs pe F11, da? Ăsta e F11. Acum am aici poza? Da, bă, ce tare! Asta e tare, nu știam, voice log, aici ne zice bla bla bla. Și aici blueprints, nebunii, nu mă interesează. Ceea ce mă interesează pe mine în primul episod și după aia în funcție dacă vă place, dacă nu. Oricum eu o să mă mai joc, mă joc pe live-uri aici, deci dacă vreți punem și episoade, o să mai facem. Bun, și treaba stă în felul următor. Aici avem crafting table-ul de pe Minecraft și putem să facem o grămadă de nebunii. Putem să facem de la mâncare, adică să gătim peștișorii, la toate nebuniile, dar o să vedeți pe parcurs. Acum ceea ce vreau eu să fac este să urcăm și vedeți cum arată lumea asta. Deja ați văzut un pterodactil din ăla, sau nu știu ce naiba o fi. Cred că trebuie să dăm jocul puțin, puțin mai încet. Hai să dăm jocul mai încet, că mi se pare prea tare. Ceva de genul ăsta. Bun. Și acum intrăm frumos în apă. Uite, ăla e un monstru deja. Bă, ăla nu trebuie să ne punem nocivanilor și putem sări direct. Bam! Uitați-vă ce grafică șmecheră. N-ai cum să o dai cu jocul ăsta, e mult peste orice alt joc survival. Poate Rust-ul dacă mai are puțină grafică mai bună și Raft-ul să zicem. Dar totuși, uite, și putem strânge, putem lua ciupercuțe. Putem merge pe aici să ne scufundăm prin scoicile astea, nu știu ce naiba sunt. Iată-mi, bossule, și bam, ieșim la suprafață. Grafică beton. Opa, 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 putem să luăm peștișorii ăștia. Vreau să prind peștele. Unde ești, băi? Ok, uite, asta, 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 asta. L-am prins. Și acum o să mergem imediat. Oh, stai puțin să luăm niște limestone de asta.
Bam, am luat și niște pietricele. Ne putem extinde mult de tot. Putem să facem o dita mai nava, să zic. Ne tot zice prostii, nu vreau să scult. Vreau să merg aici. Să facem mâncării, că îl gătim. În dreapta, nu, în stânga, scuze, vedeți acolo viață, oxigenul, mâncărica și apa. Iar acum, nu știu unde naiba mi-o pus ăla. Cred că aici, da, bun. Al pot mânca direct. Dăm click stânga și l-am mâncat. Ați văzut acolo că mi-a crescut mâncărica. Și putem ieși și pe aici sau putem intra, bineînțeles. Deschidem frumos trapa și bam! Câți? Mi-am băgat aici. Momentan nu ne putem bate cu toate nebuniile pentru că nu avem cuțit. Dar o să ne facem și cuțitul, bineînțeles. Bam, 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 bam. Vreau să mai prind un peștișor. Pentru că îți trebuie destul de mulți pești. Bam, l-am luat. Perfect. Și uite, peștele ăsta dacă îl iei, din asta poți să faci apă. Bam, mai vreau încă unul. Bam, bam. Mai sunt? Nu mai văd. Perfect. Oxigen nu prea avem, așa că ieșim la suprafață. Trebuie să mai colectăm tot felul de nebunii. Cum ar fi? Pietricelele astea sunt foarte importante, le luăm. Bam, bam, bam. Oricum, o să mai învățăm împreună. Nu știu nici eu jocul, sunt la început. Dar poți să faci o grămadă de nebunii. Chiar poți să faci multe, multe chestii. Okidoki. Avem aici, nu ne mai trebuie. Oxigen ciuciu, că nu mai prea avem. Oh, asta îmi trebuie. Ia puțin. Uite, fierul ăsta îmi trebuie. Bam. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Mai sunt chestii de luat. Trebuie să mergem la suprafață. Bam! O gură de... What the fuck? Uite-te cum arată foc asta nebună. Uite-te și tu. Chestia asta lasă un gaz verde în spate, care nu voiam să-l las, pe care nu voiam să-l las acum. Că te omoară gazul ăla. Ok. E destul de periculos pe aici, nocivanilor. Trebuie să avem grijă. Și sunt și creaturi care ne atacă, mult mai greu decât în raft. Aici sunt mult mai multe creaturi. Și încercăm să strângem toate nebuniile din preajmă. Te văd că am dat de niște părți multe aici, pe care nu le pot lua. E Grave Trap Fragment. Și nu pot să-l iau. Ok, trebuie să mergem iar la suprafață. La un moment dat o să pot să-mi fac un tank din ăla de oxigen. Hai mă, hai mă, că mai am 3 oxigen! Oh, mag, 0 oxigen! La limită. Oh my god. Dar mie îmi place cum arată apa asta, mă, uite-te și tu. Deci aș putea să stau așa, să mă uit la nava din care am ieșit noi, pe veci. Deci e cel mai tare joc. Uite-te, luna, cum se vede în depărtare. E blăniță de raton. Blăniță. Ok, putem să strângem și chestiile astea, sunt foarte bune. A, nu să stea, am încurcat eu, scuze. Ce naiba, ăstea au luat foc, mă. Ok, mergem în, uite, chestiile alea, cred. Sau nici alea nu sunt. Nu mă, altfel arată. Nu sunt nici astea, dar seamănă cumva. Mai luăm niște piatră. Din păcate nu mai avem oxigen. A, uite acolo, gata, am găsit. Sunt niște cristale de care avem nevoie. Ne ducem la suprafață și să-mi spuneți dacă mai vreți episoade cu jocul ăsta. Mie, sincer, mi se pare cel mai bun joc survival, cel puțin pe grafică. Mai mult nu comentez pentru că încă nu m-am jucat, dar mi se pare cel mai bun joc pe grafică. Acum, dacă mai sunt și altele, îmi pare rău că zic asta, dar mie mi se pare cel mai bun. Bun, mai luăm niște de asta. Și mergem să luăm și cristalele de care ziceam. Uite astea. Că nu v-am mințit. Oh, dar uite de câte sunt aici. Holy moly. Holy moly, guacamole. Astea ne trebuie. Bun. Oare, opa. Cred că putem să luăm de asta, bossule. Pot să iau oxigen de aici? Chiar pot să iau. Ce șmecher. Mai vreau. Mai dă, bossule. Bun. Hai că mai putem explora puțin. Să mai luăm asta. După aia mergem înapoi să vedem ce putem face cu ceea ce am strâns. Avem și asta. Mai avem și ăstea. Bun. Păi cam atât zic eu. Am mai văzut aici niște chestii. A, nu. Ok.
Hai să ne ducem înapoi la 130 de metri în direcția aceea. Să vedem ce putem face cu lucrurile pe care le-am strâns. Luăm o gură de aer și bam, let's go. Bam 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 bam. Prrr. Uite foca. Focă, nu-mi distruge. Am și eu acolo un pic de capsulă. Nu-mi distruge capsula. Sula, sula, capsula. O, lu vine către mine. Am glumit. Gata, gata, gata. Lasă-mă în pace. Hai să intrăm pe jos. Repede, repede. Bam. Venea foca după mine, nocivanilor. Prima și prima dată vreau să fac ceva de mâncare și niște apă. Apă putem face de aici. Bam, 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 bam. Perfect. Mai putem face o sticlă. Avem două. Mâncărică. Una bucată pește. Una bucată alt pește. Și perfect. Hai să ne mulțumim cu atât. Vreau să mănânc. Să mănânc. Suntem full, ne mai trebuie la apă full. Aproape full și la apă. Nu o să mai consum și ăla. Perfect. Bun, viața nu am full. Nu știu cum să o încarc. Cred că doar cu chestii de genul. Medical kit, dar în fine, ce-o fi, o fi. Vedem. Aici nu putem momentan. Văd că putem face un tool ceva aici. Aproape. Și ce putem face aici? Titanium, glass și copper. Păi și asta, ne trebuie neapărat niște chestii și știu cum arată. Hai să facem niște titanium. Bam. Bun. Niște sticlă. Și cam atât. Da, avem nevoie neapărat. Hai să mergem să mai căut. Oh my god. Uite-te cum arată noaptea, bossule. Am stat și eu 2 minute acolo să fac o noapte. Dă-o cu jocul ăsta. Hai să-mi iau repede încă un peștișor din ăsta. Încă unul. Bă, dar sunt mulți aici de ăștia. Ăștia cei mai buni pești. Poți să-i gătești sau poți să faci apă din ei. Dacă ai din ăștia, n-ai nicio treabă. Bam, bam, bam. Putem supraviețui mult și bine. Acum hai să căutăm chestiile alea de care aveam nevoie. Și cam atât cu episodul ăsta. Bam. Okidoki, mergem în direcția asta. Uite-te cum se vede, bă. Uei, care au făcut așa? Uei, care... Chestiile alea bubuie. Fiți atenți. Bam, 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 bam. Dacă ești în gazul ăla, ești mort. Ne putem face și o lanternă, dar o facem în episodul următor. Naiba e acolo, boss. Only, only, guacamole. Câte chestii. Opa. Unde naiba am ajuns? Befule, ce naiba e în față? Gata, bossule, că mă duc la suprafață. Luăm o gură de aer și continuăm. Jbem. Okidoki. Ce naiba este pe aici? Niște bancuri de pești. O chestie imensă. Care cred că are viață. Și scoate niște sunete super mega dubioase. Nu o să mă apropii de ea. Ok. Dar vreau să găsesc altceva, bă. Îmi trebuie mie niște... Sunt ca niște copaci în apă. Iau niște chestii galbene. Băi, dar urât faceți, mă. Terminați-vă. Uite, uite, cred că am găsit în față. Cred că ceea ce e în față ne trebuie nouă. Ia să vedem. Ne ducem la suprafață să luăm niște oxigen. Iar la limită, uite-te cum arată luna. Holy moly. Guacamole. Jocul ăsta e atât de relaxing, boss. Hai să ne scufundăm. Da, asta ne trebuia. Aici o să ne și atace niște vietăți nebune. Așa că trebuie să avem grijă. Luăm cât mai multe. Nu mai avem loc? Nu mai avem loc, frate. Oh my god. Nu știu ce... De fapt, stai. Nu, că nu mai putem. Ăstea sunt super mega mari. Hai să ne întoarcem cu ceea ce am strâns și să ne mulțumim. Să ținem minte că pe aici sunt chestiile galbene de care avem nevoie. 250 de metri de notat. Și mi-e frică să nu cumva să dau naiba de vreun monstru ceva. Alo, boss. Mai bine înotăm așa, chiar dacă e mai greu cu respirația, dar măcar vedem dacă ne atacă cineva. Hello. Alo, boss. Alo, halo. Păi urât face. Urât face, măi, nebunule.
Lasă-mă în pace. Dacă mă atac acum unul, m-am și căcat pe mine. Știți cum stau cu morcov în gur? Holy moly. Nu mai fă așa. Nebunule, te aud. Ok, hai să notăm la suprafață că nu mai îmi place. Am înțeles. O, cam așteaptă. Uite, n-am observat. Scrie 5 aici. Deci probabil mai sunt și alte capsule. Din câte știu eu, mai sunt supraviețuitori, dar încă în joc nu știm chestia asta. O crescut și radiația, din păcate. Hai să vedem, putem face... Dar nu-mi trebuie de asta. Uite, de asta îmi trebuie. Ce putem face cu el? Tools. Opa, văd că pot să fac cuțitul. Asta e foarte bun. Din momentul ăsta ne putem apăra nocivanilor. Vreau și lanterna, no, bateria cum naiba o facem? Putem face baterie? Nu putem. Ah, păi fii atent că mai îmi trebuie... Bine, bossule, păi zi așa. Avem loc, da? Avem loc. Păi mai îmi trebuie o ciupercă nocivanilor. Bam! Ne putem face și lanternă. Paolo Gucci, lasă-mă în pace. Păi mi-e așa frică când intru noaptea în ocean, de nu vă pot explica. Okidoki, îmi trebuie de aici bateria. Facem repede bateria. După facem lanterna, bineînțeles. Bam. Și gata, boșilor. Punem, opa. Așa, bun. Aici cred că pot să pun chestii. Da. Avem și apă, avem nebunii. O să punem bucățile astea mari. Astea ocupă mai mult loc. Zice, pun tot ce intră. Mai intră ceva, mai intră bossule, intră acolo, nu-i problemă. Și acum vreau să facem în felul următor. Vreau să-mi pun cuțitul pe 2. Peștel ăsta nu știu ce caut aici. Lanterna pe 3. Și pe 1, naiba ce-o fi. Lăsăm așa. Bun, ăsta a fost primul episod nocivanilor. O să mă urc aici, să vedeți cum se vede. Bam, 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 bam. Și acesta a fost primul episod. Nu știu de ce am să zic ultimul. Mi se pare super șmecher jocul. Are o grafică demențială, adică dacă n-ai ști că e joc, ai crede că e realitate, la modul cel mai serios. Încercați să le ziceți părinților, ce credeți că e aici? Adică unde credeți că e filmat? Și vă zic eu, bine, să nu apară foc aia în stânga, că nu vă crede nimeni. Dar uite-te, apa arată demențială. Încercați să le ziceți părinților, unde crezi că e zona asta, mama? După ei, cum cred ei, așa. Unde crezi că e zona asta, mama, tata? Ce aveți voi acolo? Și o să vedeți că nu o să-și dea seama că e joc. Poate, uite, își dă seama din cauza la ăstea, dar le dăm așa, na. Bun. Deci nu o să-și dea seama. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de un like, un share, un subscribe. Recomandați clipul unui prieten, coleg de clasă sau orice o fi acolo. Eu o să citesc niște nume ale nocivanilor de pe live care m-au susținut aici în forță. Eu vă mulțumesc pentru toată susținerea și sper să vă placă seria. Doamne ajută! Cei care sunt acum pe live, nocivanii sunt Happy Girl, Turdrei, Andrei 219, Amalia, Caria Vali, Dennis King Boss, Amalia, bam 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 bam, Alpha Player, Milionaru, Fartaca, Andreea Nocivana, Ruxandra, Mai 2010, Doru, The Boss 7505, Ioana Dogaru, Alpha Player, Dennis King Boss, Alex Ignat, Alin V, Happy Girl, din nou... Cristian, Marian Tampescu, Ciulacu, Marian, bam, 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 King, Ioana, Alex, The Lion, băi, de când nu te-am mai văzut, The Lion, bine ai revenit. Și mulți alți nocivani care sunt aici și ne susțin, și Diana Stoica pe acolo, toată lumea. Vă mulțumesc pentru susținere, nu uitați de un like, share, subscribe, toate cele bune. Și în cazul în care pun episodul ăsta înainte de Revelion, an nou fericit, și în cazul în care pun după Revelion, an nou fericit. Numai bine. Nocivanul vă salută. Pa!